într-o odihnă ta. Mult întunerată familie, fii și fiice, nepoți, nepoate, acele ce pleacă dintre noi, prea cuvioasă prin Hristos, prea cuvioși, prea cu cernici părinți, întristată adunare. O creștină vrednică, pe care am cunoscut-o de aproape, că în ultimii ani se spovedea mereu la mine. Iată, Dumnezeu i-a împlinit și dorința cea mai arzătoare, să nu plece din viața aceasta până când nu va îmbrăca și ea haina fiicei sale atât de iubite, care a fost stareța acestei mănăstiri, Epicaria, Monahia. I-am împlinit această dorință nu de mult, dar mare mângâiere a avut, pentru că a avut o credință atât de statornică, o familie atât de bogată și a avut darul de a se ruga, de a se smeri, de a fi darnică și bună cu cei din jur, de a dărui mereu și nu căuta să primească ceva în schimb, dar căuta mereu spre Cel ce ne-a dăruit toate, spre Dumnezeu și spre Maica cea prea curată, care ne este tuturor acoperământ și mamă. A fost o femeie blândă, o femeie dreaptă, o femeie cu multe daruri lăuntrice, pe care nu le expunea în public, era tăcută, voia să asculte mai mult decât să vorbească. Îi plăcea rugăciunea, iubea psaltirea și mereu se îndeletnicea cu psaltirea, care era cea mai mare mângâiere, pentru că a avut în viața ei mai multe cumpene. Grija pentru copii i-a fost cea mai mare, dar și jertfa pentru aceștia. Și de aceea era măsurată în toate. Avea credință fără nicio îndoială. Iubea pe Dumnezeu fără a-și măsura darurile pe care le aducea lui Dumnezeu. Totdeauna ar fi vrut mai mult să se roage, mai mult să vegheze, mai multă milostire să facă, pentru că iubea și semenii săi, știind că suișul către Dumnezeu, prin semeni se dobândește, care sunt un fel de scară către cer. Viața ei, iată, s-a împlinit la vârsta de 80 de ani. După ce a împlinit 80 de ani, a fost chemată de Dumnezeu să se odihnească de toate ostenelile sale. De aceea, în tot spunea, nu cumva să nu veniți să mă petreceți pe mine când voi pleca. Am vorbit cu un alt preasfințit, un mitropolit Andrei, și mi-a dat toată binecuvântarea și îi mulțumesc, pentru că n-aș fi avut liniște dacă nu împlineam această dorință pe care mereu mi-o repeta. Cu adevărat, omul bun lasă în urmă roade frumoase. De aceea și roaba lui Dumnezeu, Tomaida, pe care am surprins-o cu numele, dar după aceea i-a plăcut. Eu niciodată nu țin cont de ce vrea cel ce se călugărește. Ori își taie voia, ori nu. De aceea zice,
zicea la început, nu știu dacă o să-l țin minte, dar îndată s-a acomodat cu acest nume și i-a plăcut. Și iată acum, cu acest nume al cinului îngeresc, pleacă din viața aceasta și pleacă către zările cele cerești. Știm că este al doilea botez călugăria. A așteptat acest moment cu multă dorință și cu multă credință, ca pe un vis de care nu se putea despărți. Dar iată acum, împlinindu-și visul, se desparte de noi și se îndreaptă către Dumnezeu, înaintea căruia s-a răstignit și a dorit să plece din viața aceasta împăcată cu toată lumea, dar și împăcată cu Dumnezeu, căci i-a mai rămas din viață, deși tot timpul a fost jertfelnică rugătoare, a zis, Doamne, primește și aceste ultime zile din viața mea. Deci el și-a rămas bun de la toți cei dragi. Se îndreaptă către cei ce au fost cei mai apropiați. Fiica sa, Anuca, părintele Spiridon, dar și ceilalți copii și nepoți, pe toți i-a iubit, pe toți i-a purtat în rugăciuni și sufletul său numai în rugăciune și în dragoste se odihnea. Și iată ați venit astăzi, slujitori și credincioși, pentru că ea mult bine a făcut în jurul său. Este semnul de prețuire pe care l-a arătați unei credincioase care și-a încheiat viața într-un mod jertfelnic. Pentru că cea mai mare jertfă din viața aceasta este să te dăruiești cu totul lui Dumnezeu. Unii dau avere, alții dau diverse daruri care trec. Cine dă viața, viață va găsi. De aceea, luându-și rămas bun de la toți, se adaugă la soțul său, plecat acum 13 ani, la fiul său, plecat acum 5 ani, și mai ales la cea de care a fost atât de atașată, care a plecat acum 2 ani, Maica Epiharia, pentru care mult a plâns, dar în ultimul timp îi tot spuneam, a plecat atât de frumos, atât de pregătită, cred că n-am spovedit pe nimeni vreodată, atât de am anunțit. 2 ore și jumătate a durat spovedania pe care a vrut să o facă Maica Epifaria, după cel mai stufos ghid de spovedanie al părintelui Creopa și de aceea a fost în păcat. Că cine lasă păcatele aici pe pământ, pleacă ușurată la cer. De aceea am venit cu dragoste, că o purtam în rugăciuni și în suflet și am avut toate de dragă pe Maica Tomaida și vorbeam săptămânal la telefon. Și iată, acum și a rămas bun nu numai de la copiii și nepoții săi, ci și-a rămas bun de la toți cei pe care i-a cunoscut. Și mulțumește părinților care, iată, astăzi m-au înconjurat cu dragoste și cu rugăciune sinceră și curată. Mulțumește celor ce i-au cântat atât de frumos la strană. Vă mulțumește dumneavoastră tuturor. Ceea ce spun acum, ea aude și vede, sufletul fiind deasupra trupului. De aceea, ea
pentru toți are recunoștință. Și noi îi spunem, întoarce-te suflete bun și generos, suflete credincios și care ai uitat tot răul și te-ai dărit total lui Dumnezeu, întoarce-te într-o odihnă ta, că nicăieri nu este mai bine decât înaintea lui Dumnezeu, care ne cheamă pe toți să le pătăm răul atunci când ne întoarcem la El, să fim ușurați și curați și să putem să primim și noi plată ostenerilor din viața aceasta. Dumnezeu să o ierte și noi să o pomenim și așa cum pomenesc pe fiica sa, pe monahie Pihalea, la toate momentele o voi pomeni și pe Maica Tomaita, care mi-a rămas în suflet și pe care am avut-o atât de aproape și o am și nu pot să mă despart de ea. Dumnezeu să o ierte, veșnică să-i fie pomenirea și să luăm pildă de înțelepciune, de răbdare și de dragoste de la acest suflet bun și generos și să urmăm și noi lumina faptelor ei. Dumnezeu să o ierte veșnică să fie pomenirea. Amin.